noi eram morți după el. Tatăsu, din cauza asta, a decedat, din cauza lui. N-a putut să reziste. 5 luni după dispariția lui, a decedat. Eu înclin să cred că el nu mai există. Ne crezi cu mama cu mare drag, cu mama lăsai singură pe lui. Se zică băiatul, mama. Sărcică puiul. Nu știe mama tău să te ia puiule. Eu cred că l-a omorât. Dacă este în viață, sigur va apărea într-o bună zi. E un pic greu să vorbești de cineva care nu știe dacă mai e sau nu mai e. Vara anului trecut, mai precis pe 22 martie 2018, la poliția din Slobozia era anunțată dispariția unui bărbat în vârstă de 37 de ani. Niciodată n-a plecat acasă. L-am dat dispor, adică am chemat poliția, zic, uitați, așa, așa, a plecat aseară și n-a mai venit. Și a venit poliția, a luat amprente. După terminarea cercetării la fața locului, au fost constituite echipe în vederea căutării persoanei dispărute și obținerii de date despre aceasta. Întrucât nu au fost obținute date și nici nu a fost localizată persoana, s-a solicitat darea în urmărire a acesteia, aspect ce s-a și concretizat. Au fost verificată toată zona municipiului Slobozia, zone mărcinașe, proximitatea municipiului, a localității Movila. S-a pus accent pe zona pădurilor, s-a pus accent pe zona gărilor, autogărilor, spital, adăposturi de noapte. În primă fază s-au întreprins acțiuni de căutare în zona locuinței mamei persoanei dispărute, pentru că el dispăruse de la locuința mamei sale, el având domiciliul în comuna Movila, județul Ialomița, unde și desfășura activitatea de asistent medical. Era căsătorit, dar la acea dată se afla în proces de divorț cu soția sa și hotărâse să locuiască la mama sa din municipiul Slobozia. Au fost solicitate echipă din cadrul ISUL, care s-au prezentat la fața locului cu o embarcațiune și au efectuat verificări timp de mai multe ore pe râul Ialomița, însă rezultatul a fost negativ. Au fost efectuate verificări în pădurea de la ieșire din municipiul Slobozia, către Urziceni, și tot cu această ocazie, semnalmentele persoanei dispărute, cât și articole vestimentare cu care era îmbrăcat la momentul plecării, au fost prezentate pădurarilor din cadrul ocolului silvic. În cazul în care le observă sau le găsesc în zona lor de competență, să anunțe imediat organele de poliție. Din felul în care s-au desfășurat cercetările în această cauză, apreciez că polițiștii chiar au acoperit tot ce putea fi făcut. Cercetarea criminalistică a locuinței dispărutului pentru amprente, probe biologice în cazul în care va fi depistat vreun cadavru, să aibă termen de comparație. Fie după amprente, dar dacă nu au reușit să obțină amprente, au probe biologice. Se poate face analiza genetică. După aceea, investigații în zonă, cercetări în zona râului Ialomița cu acei scafandri, cercetări în comuna Movila, unde el locuia,
Toate acestea se constituie într-o cercetare a dispariției extrem de bine făcută. Povestea de viață a lui Sergiu este una mai puțin obișnuită. Abandonat în spital încă de la naștere, băiatul își va petrece primii ani ai copilăriei într-un orfelinat. Mai târziu, familia Burchi îl va înfia, oferindu-i o viață normală sau cel puțin perspectivele unei astfel de vieți. Toată viața și-a petrecut-o în Slobozia. Aici, Sergiu a urmat școala generală, liceul și apoi școala post-liceală de asistenți medicali. Nimic nu anunța destinul dramatic de mai târziu. Sergiu s-a înscris la un concurs pentru a obține un post de asistent medical în cadrul serviciilor noastre. Prin decembrie 2005 a avut loc concursul. Mi-aduc aminte, cred că am și fost în comisia de examinare. A obținut concursul și a lucrat ca asistent medical în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia, centru care acorda servicii persoanelor adulte cu dizabilități. După care și-a solicitat transferul în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Movila, pe considerând că persoana cu care și-a unit destinele locuia în Movila și lucra în acest centru. S-a îndrăgostit de ea, era mai mare, avea 54 de ani. S-au căsătorit, eu n-am fost de acord. A stat 3 ani și jumătate, s-a căsătorit legitim cu ea acolo, noi n-am știut. Și așa a cumpărat o casă la Movila, așa a cumpărat mașină, așa a cumpărat tot ce a fost necesar, că ea n-avea nimica cu primul bărbat. Maria Bunghi, mama adoptivă a lui Sergiu, ne-a spus că acesta din urmă a aflat abia la vârsta de 24 de ani că nu este fiul ei biologic. Ba mai mult, Sergiu și-ar fi cunoscut și părinții naturali. Dar cu toate astea, mamă și tată nu le-a spus decât celor care l-au crescut. Încă un aspect foarte interesant și demn de luat în calcul reprezintă vizita pe care el a făcut-o la momentul în care a aflat că nu este copilul natural al cuplului care l-a crescut, vizita pe care a făcut-o la părinții naturali. Nu știu cum a fost primit acolo, de ce nu a mai ținut legătura cu acei părinți. Poate că aceasta reprezintă încă o traumă pe care el a trăit-o. Spera ca, găsindu-și părinții naturali, măcar atunci, la 24 de ani, să fie reprimit sau măcar acceptat ca fiu natural. Nu neapărat să plece de la familia care l-a crescut, dar să simtă acea afecțiune. Nesimțind apropierea părinților naturali, este posibil ca și acest lucru să-și pună amprenta asupra psihicului lui. A fost un copil bun el și bine crescut. Ei, fiind un copil înfiat, au avut grijă de mai mult decât ar fi avut de copilul lor, dacă ar fi fost născut de ei. Și s-a comportat bine și la școală și numai că mai târziu lucrurile au cam luat ora asta. Cred că după ce termina liceul, el a mai avut niște probleme. S-au spart niște mașini pe aici, prin oraș, și cred că a fost și el acuzat. S-a și reabilitat, nu mai figura în cazier cu acea faptă. În astfel de cazuri, reabilitarea după executarea pedepsei survine la un termen, din câte știu eu, de 3 ani de zile, dacă nu a mai comis o altă faptă de natură penală. Și atunci cazierul este curat, el nu mai figurează în cazierul judiciar cu vreo abatere de la legea penală. L-a schimbat în bine atunci, pentru că a avut o perioadă foarte bună după ce s-a întâmplat nenorocirea aia. S-a dus la serviciu, venea acasă, avea program liniștit, lejer. S-a însurat, a găsit femeia asta care m-a găsit-o, el știe cum a găsit-o, și de aici s-a stricat definitiv. S-a mutat cu ea la Movila, n-a mai vrut să mai vin aici la părinți. Părinții nu prea au fost de acord ca să trăiască cu ea acolo, să ducă acolo. Ne-am întâlnit la biserică. Am stat de vorbă cu el și am spus că nu-i frumos ceea ce face, să vină acasă. Mai venea, dar mai rar. Mai mult cu tatăsul, cum eu eram foarte dură. Adică nu vroiam să-l accept cu individa. El zicea că să nu ne facem de râsul lumii, să o primim așa cum este. Dacă el a iubit-o, să o primim. Și eu n-am fost de acord niciodată.
După 3 ani și jumătate de căsnicie, în viața lui Sergio apare o primă criză. Astfel că el decide, în 2017, să se despartă de soția lui. Intentează acțiunea de divorț, apoi cei doi decid să își mai acorde o șansă. Se împacă, însă nu pentru mult timp. O bătuse. Și avea interdicție să nu se apropie de soție. Șeful de tură l-a pus în tură cu ea. Îl preda tura de unul de la altul. Și atunci se certau, ba nu vroia să-i predea tura ea. Eu am vrut să cer transferul, să nu se mai găsească cu ea, că dacă avea interdicție. Am înțeles, s-au întâmplat niște evenimente în familie, din cauza cărora soția a fost nevoită să apeleze la organe și să instituie această restricție. Din ceea ce știm, cred că au fost niște acte de violență în familie, lucru care a determinat-o pe doamna Burchis să solicite un ordin de protecție. Cred că asta l-a speriat, erau despărțiți, el s-a întors la mama lui, se punea problema transferului înapoi la Slobozia. Cred că au fost un cumul de factori care l-au determinat să facă, să spunem, să dispară din peisajul nostru de aici. Din verificări a rezultat că ar fi avut unele probleme cu soția, fapt pentru care la momentul dispariției exista un ordin de protecție împotriva persoanei dispărute. Se tot îmbolnăvea, nu știu de la ce, îl interna. Pe la Nifon a fost internat. Spitalul ăla de boli nervoase de la Buzău tot avea probleme de-astea. Făcea niște căderi psihice, cred eu. Atunci, în momentele alea, când ajungea pe la spital, se despărțea. Mai venea acasă, se ducea la serviciu, din nou se întâlnea cu ea și se împăcau. Din verificări a rezultat că acesta a fost internat în cursul anului 2017 la spitalul Nifon, unde a urmat tratament de specialitate, având o depresie, și au specificat cadrele medicale. Știți ce mi-a zis ultima dată? Cum te-a uitat el tot? Că eu ziceam, măi, Sergiu, uite ce am auzit. Că ai făcut scandal acolo, la protecția copilului, că te-ai repezit la ea, nu știu nimic, fina. Păi, cum să nu-ți aduci aminte dacă l-ai făcut? Și dacă ești dravăn, cum să nu-ți aduci aminte? Așa cum eu l-am perceput, o persoană introvertită și mai puțin sociabilă. S-ar putea să greșesc, dar așa l-am perceput eu. Probabil și, să spunem, istoricul lui, faptul că el a fost un copil adoptat. Am cunoscut și mama, o mamă care personal mi s-a părut o mamă hiperprotectoare, care de fiecare dată venea și pleda cauza și atunci când a fost vorba de transferul lui de la Centrul de Îngrijire Slobozia la Centrul de Recuperare Movila, a pledat pentru a fi sprijinit în acest sens, pentru a-și face familia aici la Movila. Felul în care a trăit el e poate prea mult spus, într-o rigoare aproape militărească. Este posibil să-i fie afectat comportamentul și modul de gândire, mai ales că avem de a face cu un om cu un psihic cu mici probleme. Ori astfel de traume, eu știu, interdicții sau obligarea la a face sau nu face ceva care pare firesc, dau naștere la frustrări. Și la un moment dat vine momentul să se răzvrătească. Dacă aceste frustrări sunt combinate și cu trauma acelui divorț și cu problema publicității afecțiunilor lui medicale, avem un tablou destul de clar. Ultima dată se întorcea de la Movila și era marcat de faptul că ea rămăsese în casă și el făcea naveta iarna aici. Și îmi tot zicea, uite, ia stă în casă și eu fac naveta. Era nefericit. Mi-a lăsat impresia tot timpul că el, indiferent ce motive avea, după ce se despărțea,
cum să vă spun să mă înțelegeți, tot acolo ar fi tras. Tot la ea s-ar fi dus. Indiferent ce divergențe erau între ei, el tot acolo s-ar fi dus. Îi trecea repede, se întorcea înapoi, asta de câteva ore a făcut-o. Relația inegală și instabilă pe care o avea cu soția sa l-a afectat profund pe Sergiu. Începuse să nu mai doarmă nopțile și să nu-și mai poată controla emoțiile. Universul lui începea să se întunece. Atribuțiile de serviciu nu întotdeauna erau îndeplinite în mod corespunzător. Să spunem că uneori, pe fondul consumului de alcool, dar, repet, lucru care nu se întâmpla în timpul activității lui în serviciu, ci fie venea cumva mirosind alcool, fie că dădea impresia că este sub influența alcoolului, și de regulă și șefa de centru de la Slobozia, dar și șeful de centru de aici, nu făceau admiterea la lucru, având în vedere că era și astfel medical, și există acest risc să nu aibă după aceea probleme cu beneficiarii. În general, cam la aceste chestii se rezumau disfuncțiile lui. Au fost câteva evenimente, într-adevăr, care în familie, despre care se spune consuma alcool, dar personal nu l-am văzut consumând băuturi alcoolice sau având un comportament altfel decât cel normal. Aici, la centru, nu l-am văzut niciodată violent sau... Dar nu pot să știu ce s-a întâmplat în familia lui. Sistemul de sesizare este cel pe care șeful de centru îl face prin referate înaintate direcției și au fost, mi-aduc aminte, câteva. Chiar a făcut și obiectul Comisiei de Disciplină, cred că în vreo două rânduri. Faptul că pe fondul consumului de alcool, deci perturba pentru că trebuia chemat un alt asistent medical din timpul lui liber să îl suplinească, faptul că au fost o perioadă sau zile în care randamentul la serviciu nu era cel corespunzător. Eu nu l-am văzut beat niciodată, dar cred că băut, da, l-am văzut de câteva ori. Și când mă suna pe mine, nu era coerent întotdeauna. A ce-mi zicea fină, a ce-mi zicea pe nume, deci nu era la fel ca atunci când era treaz. Trăia într-o mizerie cruntă, ea numai fuma și numai bea, îl învățase și pe el să bea. Poate dacă l-ați fi cunoscut, cred că și faptul că era mai puțin sociabil și un pic introvertit, probabil că sunt chestii care l-au marcat de-a lungul timpului și cred că și înneca cumva supărarea, necazul în alcool. Faptul că el s-a căsătorit mai târziu, probabil că și-au pus amprenta asupra psihicului lui. De multe ori s-a întâmplat în care să purtăm discuții cu el, să-l încurajăm. Mai cu seamă este o direcție de asistență socială, acordăm servicii beneficiarilor, asistaților sociali, dar de multe ori ne aplecăm și asupra colegilor noștri care trec prin etape mai grele din viață. L-am cunoscut ca și coleg, l-am cunoscut ca și asistent medical, mă rog, ca și client, oarecum, că eu am fost psiholog și mai veneam și mai vorbeam și cu împreună un fel de consiliere. Era într-un proces de divorț cu doamna Burchi, chiar atunci, în martie 2018. Categoric și acest lucru poate fi un motiv serios pentru el. Era practic oficial prima lui căsătorie, avea o vârstă, să spunem, la nici aspectul lui fizic, faptul că avea niște dioptrii puternice, mari, nu știu cum să le spun, dar probabil că și aceste lucruri îl marcau cât de cât, faptul că pierzi o relație, nu știi ce va fi după aceea și e posibil și acest lucru să-l fi marcat. Nu știu ce a fost în mintea lui. Atunci când a fost la biserică, în casa și părintele de vorbă i-a făcut o slujbă, i-a promis părintelui că nu mai pleacă, să stea acasă. Du-
După inițierea procedurilor de divorț, Sergiu s-a mutat în apartamentul părinților lui. Pe 21 martie 2018, cu o zi înainte de dispariție, bărbatul a primit citația de la judecătorie. Să fi fost acest amănunt principalul declanșator al unei crize existențiale? A venit de la servici, s-a dezbrăcat și în timpul ăsta, zicem, a găsit plicul ăla cu divorțul. Și zice, mami, dă-mi și mie un extraveral. Zic, măi, Sergiu, că uite, doar la înghiții mama din erau pe ultimul. Zic, da, cobor jos și mă duc să iau. Și în timpul ăsta ce a făcut? Că a vorbit cu cineva. Ce a făcut? Că a zis, mami, zice, mă cheamă cineva jos. Și n-am mai venit nici în ziua de astăzi, după 21. Și într-o seară, eu am venit aici la ei, el stătea aici în sufragerie și deschisese divorț și el și ea. Ea a făcut prima dată lucrul ăsta, a deschis și el după aia și au ajuns acasă, a ajuns întâmpinarea de la ea și cu documentele atașate întâmpinării. Și asta, și asta însemna următoarele. Certificate medicale, scrisori medicale de pe la spitale, foarte multe documente care atestau boala. Ea a avut grijă să-i strângă toate documentele și când a depus actele pentru divorț, a atașat și astea. Iar cei de la tribunal i le-au trimis alăturate întâmpinării, le-au atașat. Chestiunea asta l-a șocat. Personal nu m-am așteptat ca Sergiu să ia o astfel de decizie, fie să plece efectiv fără să lase vreo informație sau, Doamne ferește, o tendință suicidară. Nu cred că, deși motive să spunem că ar fi de ordin familial, ceva care să-l împingă atât de departe. Pentru că avea un loc de muncă, spunem noi, ok, deci în condiții bune, chiar dacă beneficiarii sunt beneficiari cu probleme, însă el, din punct de vedere profesional, n-am avea să-i reproșăm ceva anume, pentru că își făcea treaba la serviciu conștiincios atunci când venea apt și chiar era unul dintre asistenții medicali buni. La noi nu sunt acte medicale foarte complicate, e vorba de administrare de tratament în cel mai bună măsură sau de a sesiza spitalul sau ambulanța atunci când este o situație de criză. El nu s-a așteptat să vadă toate astea, el nu s-a așteptat ca ea să fi avut toate documentele astea și eu zic, este părerea mea asta, s-a gândit probabil că astea vor fi etalate la tribunal și că, și că lui vor face rău treburile astea. Va fi o rușine pentru el, pentru că era marcat de tot ce scria acolo, deși erau lucruri adevărate. Divorțul este încă un șoc pe care acest om l-a trăit în perioada de 35 de ani de viață. Să nu uităm că la 24 de ani el a aflat că cei care l-au crescut nu sunt părinții naturali. Nu este ușor să treci peste o astfel de traumă, peste o astfel de știre. După aceea s-a îndrăgostit de o femeie cu mult mai în vârstă decât el și când credea că a început să aibă și el o viață normală, survine acest divorț în niște condiții care l-au șocat, mai ales că atunci când a primit citația, el și-a dat seama că femeia respectivă cumva și-a premeditat gestul acesta al divorțului și l-a documentat foarte bine. A anexat alături de solicitarea către instanță pentru divorț și documentele medicale care atestau că el a avut niște internări în spitale de psihiatrie. Era clar că el a încercat să ascundă acest lucru față de restul societății, comunității, iar femeia aceasta făcea lucrul, aceste aspecte medicale le făcea publice. Și asta a declanșat plecarea lui de aici. De asta a plecat de acasă. De asta a zis. El a spus că pleacă să întâlnească cu cineva, am înțeles, de la maică sa. Nu. Nu. Părerea mea este că n-ar fi plecat de acasă să întâlnească cu cineva fără bani, fără buletin, fără card. Nu? Dacă pleca undeva, își lua astea cu el, nu?
Banii în casă nu au fost găsiți și a fost găsită carte de identitate a acestuia, cât și mai multe bunuri personale care au fost lăsate în custodia mamei. Momentul plecării, ora 8 și 10 seara, nu este o oră care să spui că a fost aleasă după o noapte de gânduri și dimineața se hotărăște și pleacă undeva. Nu, ziua respectivă a fost extrem de agitată, vine și citația respectivă cu niște traume pentru el, niște șocuri. Mă refer aici la documentele medicale pe care nu se aștepta să le găsească făcute publice și atunci se hotărăște să facă ceva. În ziua de 22 martie, Sergiu nu a mai venit acasă. Părinții l-așteptau, iar inima lor era grea. Și chiar dacă sperau că fiul lor este din nou cu soția lui, gândurile negre nu le dădeau pace. Am stat, am dat telefon, nu mi-a răspuns și după aia soțul zice, stai că mă duc eu pe aici, pe între blocuri. S-a dus săracul pe între blocuri, eram operată de un an și cât ceva. Și zice, nu găsesc pe nimeni. Sună. Și după aia dimineața n-am putut să dormim toată noaptea, ne-am zvârcolit. L-am căutat, ne-am dus și prin pădure. Eu mergeam pe dig și soțul era prin pădure și sunam, dă-mi 5 minute să văd dacă poate să mai respire pe acolo. N-am avut unde să ne ducem. Nu am unde să mă duc. Cu ocazia cercetării la fața locului s-a stabilit că persoana dispărută a plecat cu un telefon mobil asupra sa, care în momentul când a fost apelat de către colegii mei care s-au deplasat la fața locului era închis. Iar din discuțiile purtate cu mama persoanei dispărute a rezultat că imediat după plecare acesta și-a închis telefonul. Legislația în vigoare nu ne permite ca să efectuăm acte de urmărire penală, având în vedere că este vorba despre o dispariție. Știu că a dispărut din Slobozia, de la domiciliul lui. Cam atât. Într-o seară, pur și simplu, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Era totuși un om echilibrat. La muncă, cel puțin, era un om așezat, profesional. Nu mă așteptam la astfel de comportament. Bănuiesc că nu a putut să suporte despărțirea de colega și soția lui. Și din cauza asta, pur și simplu, a dispărut. În seara când a dispărut, a coborât în fața blocului cu haina lui unchiu, adidașii, a stat de vorbă aici pe platou cu băieții, cu prietenii și unul din ei, din vecinul nostru, i-a zis, băi, unde te duci așa de te grăbești? Mă duc. A plecat pe gang și bun plecat a fost. Unde s-a dus? Nu știu să vă spun. A zis că l-așteaptă cineva. Cine l-așteaptă? Nu știu. Cine l-a așteptat? Pentru că și altă dată pleca de aici, se ducea la Movila, și ei credeau că e acolo, așa au sperat și atunci, părinții. Și dacă n-a mai dat niciun semn, nu mai știu exact, dar cred că s-au dus să se intereseze de el. Și ei au constatat că nu era nici la Movila. Și apoi au început să meargă la poliție, în diverse locuri, unde să-l dea dispărut. Nașa, cel puțin, la poliție s-a dus de nu știu câte ori. Unde să-l căutăm? Ce să facem? Cât a trăit nașul săracu, se ducea și-l căuta prin pădure. Se ducea și căuta pe marginea râului. Se cerea să uita peste tot după el. Ăsta a fost și motivul de a muri nașul. N-a mai putut să mai suporte chinul ăsta. Nu mai putea. De câte ori veneam aici, îmi zicea că nu mai poate. Nașa îl presa că era disperată, tot îi se părea că nu face suficient și de aici i s-a tras moartea. De la el. Având în vedere că persoana nu a fost localizată pe raza municipiului Slobozia și nici nu au
putut fi obținute date care să conducă la identificarea acesteia, s-a luat legătura cu lucrători din cadrul postului de poliție Movila pentru a efectua căutări pe raza lor de competență și a obține date care să conducă către localizarea persoanei dispărute. Au trecut aproape 2 ani de când Sergiu Burchi parcă a intrat în pământ. Mama lui are convingerea că știe ce s-a întâmplat cu băiatul ei, dar nu contenește să îl caute. Eu cred că l-a omorât. Ea cu vagabonții ei și cu vrasul ce a făcut ea. Eu așa zic, că chiar și azi am zis la poliție că nu zic decât e. Dacă ea spune mereu că l-așteaptă să vină. Am zis să-mi trimite bagajul, tot ce are acolo Sergiu. Eu știu, poate îi fac vreo pomană și să-i dau tot ce are. Și a zis că ea l-așteaptă. A sunat dumneavoastră, care o să fi sunat, ca să-l dea dispărut. Și a zis că nu-i dă acord, că ea tot l-așteaptă să vină. Ipoteza crimei nu este susținută din mai multe motive. În primul rând, femeia aceea, dacă ar fi pus pe cineva să-l omoare, nu avea nimic de câștigat. Doar își periclita soarta în continuare. Toată viața ar fi stat sub sabia lui Damocles și gândul că poate fi prinsă oricând i-ar fi întunecat orice bucurie. Nu s-ar fi mai fi putut bucura ea de viață în continuare, chiar și singură fără el. De ce să facă acea crimă? Atunci când a constatat niște violențe sau ceva care a îndreptățit judecătorul să emită ordinul de protecție, a făcut acest pas legal. Deci nu a împiedicat-o, a știut ce trebuie să facă pentru a se apăra de el. L-a îndepărtat din aceeași hotărâre judecătorească din locuința, e adevărat, construită împreună. Iar o palmă primită de el, încă un șoc, contribuie la realizarea unei locuințe și printr-o hotărâre judecătorească pe care el bănuiesc că a considerat-o nedreaptă, este îndepărtat din acea locuință. Nu mă gândeam să nu-i fac ceva așa. În ziua de asta aștept la orice. Să fie un complice, să-l cheme. Am rezerve să cred în această ipoteză. Nu cred că era o motivație atât de puternică încât s-a ajuns să suprim viața unui om doar pe un considerat de despărțire sau... Deci, aș avea rezerve să cred acest lucru. Nu știu. Ce să crede mama lui, dar nu pot să-mi dau cu presupusul că n-am știut ce s-a întâmplat și nu pot să fac astfel de afirmații. Eu așa zic că l-a omorât. Eu așa zic. Toată lumea zice că e viu, dar eu nu știu. Că n-a plecat cu niciun ban, cu nimic. N-a plecat decât cu brățara de aur, cu țigara electronică. Având în vedere faptul că în momentul plecării persoana dispărută și-a declarat intenția de a se sinucide mamei sale, în sensul că se va arunca de pe un bloc cu 10 etaje, la momentul sesizării, mama sa a precizat că ar fi luat legătura cu un coleg de serviciu, dar acesta, în urma audierii, a infirmat acest aspect, că a primit vreun mesaj sau că a luat legătura telefonic cu persoana dispărută. Întrucât a fost luată în calcul intenția manifestată de bărbat de a se sinucide, polițiștii au efectuat verificări inclusiv pe acoperișurile blocurilor de 10 etaje din municipiul Slobozia? Nu. Ne-a dat de gândit într-o primă fază că ar putea fi un act suicidal, deși înțeleg că mama lui ar fi declarat acest lucru, că a informat-o că are această tendință când a plecat de acasă. Părerea mea este că s-a aruncat undeva. Eu mă gândesc la sinucidere și mă gândesc undeva în apă undeva. Adică undeva aproape de noi, eu cred. Unde? Nu știu, parcă refuz să cred. Și în pământ, dacă intra, tot l-ar fi găsit, nu? Nici o urmă. Nu știu ce să zic. Dar eu cred că nu mai există. Că s-a sinucis, asta este părerea mea. Eu nu cred că acest copil este mort. Acest copil nu este mort. Că dacă era mort, l-au căutat și pe lanurile de porumb, pe unde nu l-a căutat. Acest copil, dacă era mort, l-a găsit și pe el cineva, cum s-au mai găsit. Ca să vă fi aruncat în iarumiță. Da, l-a mâncat pești. Ce pești avem în iarumiță? Tot ieșea la suprafață.
Există varianta aceasta a intenției clare de a nu mai fi găsit. Și în cazul acesta, dacă se confirmă ceea ce presupune ipoteza 2, retragerea la o mănăstire, în argumentație găsim buletinul lui cartea de identitate lăsată acolo. Nu cumva să fie găsit el cu acea carte de identitate asupra lui. El poate la o mănăstire să-și dea orice identitate. Acolo nu se face verificare la evidența oculației cum ar face un polițist dacă îl oprește pe stradă și la un control de rutină verifică afirmațiile lui. Nu, acolo este crezut pe cuvânt. Și atunci, el lăsându-și actul de identitate acasă, pur și simplu se rupe total de lume, de societatea asta care l-a dezamăgit pe el. Au fost efectuate verificări la diferite instituții ale statului în vederea obținerii de date care ar putea conduce la localizarea persoanei, însă rezultatul a fost negativ. De asemenea, au fost efectuate verificări în rândul persoanelor fără adăpost, cât și în zona clădirilor dezafectate de pe raza municipiului Slobozia, însă nu au fost obținute date care să conducă la localizarea persoanei. Având în vedere problema persoanei dispărute din anul 2017, când a fost internat, s-au solicitat date de la spitalele de profil, însă nu figura internat sau că ar fi trecut prin unitatea respectivă. În opinia mea, avem de a face cu două variante. Fie a ales suicidul și este foarte posibil ca, eu știu, să se fie aruncat în râu. Nu l-au găsit. Este apă curgătoare. Cadavrul nu ar sta pe loc. El este dus în aval, poate ajunge până în Dunăre sau, mă rog, poate rămâne agățat în vegetația de pe malul apei. Sau, varianta 2, pentru care avem câteva argumente, s-a retras undeva la o mănăstire. Acolo, împăcat cu gândurile lui, departe de civilizația care nu l-a acceptat, de oamenii care l-au dezamăgit, își găsește liniștea și nu vrea să se știe cine este el. Acolo primește un alt nume, numele de călugăr, ca să spun așa, și este cunoscut numai sub acel nume. Pe cei de acolo nu îi interesează trecutul lui, nu îi interesează adevărata identitate, el vrea să fie singur cu gândurile lui. Practic, el nu mai vrea să fie găsit, de aceea nu dă niciun semn către familie, nu mai contactează pe nimeni, vrea să rupă trecutul de ceea ce vrea să trăiască el în continuare. Apropiații lui Sergiu nu cred că acesta ar fi fost capabil să dispară fără să se gândească la ce lasă în urmă. E greu să merg cu gândul la un act suicidal, însă faptul că e peste un an și 7 luni de când noi nu mai avem nicio informație despre el, o perioadă destul de lungă, ca să ne gândim că nici așa plecat fără să mai dea un semn de viață, nu este. Deci o perioadă mult prea lungă, una în 7 luni, e greu de presupus care este situația din casă, să cred că încă există. Au fost obținute mai multe informații cu privire la faptul că persoana dispărută s-ar afla în diferite localități din România, însă cu ocazia verificărilor s-au stabilit că acestea au fost false. A fost primită o informație că persoana dispărută ar fi fost văzută la mănăstirea Hagieni din județul Ialomița. Cu această ocazie s-a luat legătura cu lucrători din cadrul postului de poliție Iair Cogălnicianu, care au efectuat verificări la lăcașul de cult, însă rezultatul a fost negativ. Persoanele din acel lăcaș au declarat că nu l-au văzut și nici nu îl cunosc pe dispărut. Verificările au început odată cu semnalarea dispariției, continuă și în ziua de astăzi și vor continua până în momentul identificării persoanei. Nu știu pe unde n-am fost și nu știu ce. În fiecare duminică mă duceam la biserică. La el aveam toată nădejdea. Era un copil priceput. Da, făcuse în căsuță la țară ca să ne mutăm noi acolo și să stea el aici. Și tatăl suna răbdat, n-a putut să reziste decât 5 luni după dispariția lui.
Eu făceam operație după operație și eu aveam 3 săptămâni de glandă, operată de glandă când a decedat el. Nu știu încotro să iau, nu știu. Greu să vorbești de cineva care nu știi dacă mai e sau nu mai e. Și sunt niște ani, totuși. Cu bunele și cu relele, chiar și așa fiind. Sunt... cel care am pledat să ocupe postul. Adică m-a impresionat faptul că era un copil adoptat, mama lui era în vârstă, era primul loc de muncă, probabil că asistent medical n-ar fi avut șanse, să spunem, să ocupe într-un spital sau la un cabinet medical. Și s-a părut firesc să-i dăm o șansă. Eu aștept. Cu o dată și o dată să se va întoarce. Probabil că el atunci și în momentul ăla el a făcut vreo depresie mai puternică. Dar totuși primea o veste de undeva. La această oră nu pot preciza exact ce s-a întâmplat cu persoana dispărută. Avem ipoteze de lucru pe care mergem, ne continuăm investigațiile și sperăm ca la un moment dat să obținem date care să ne conducă către persoana dispărută. Pentru elucidarea acestei dispariții misterioase, am vrut să vorbim și cu soția lui Sergiu. Din păcate, ne-a refuzat. Refuză? Și totuși, eu înțelesesem că nu știu cine a întrebat-o și a zis că ea încă îl mai așteaptă. Păi dacă îl așteaptă, să spună domnule de unde îl așteaptă. Nu? Cum spui că îl aștept? Știi ceva de lucrul ăsta? Cum să spui că încă îl mai aștepți dacă nu știi nimic despre el? Nu știu ce să zic. S-au despărțit de mai multe ori. Dar eu nu știu dacă nu mai era vinovat. În continuare solicităm sprijinul populației, persoanele care pot furniza indicii cu privire la persoana dispărută să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se seseze cea mai apropiată unitate de poliție. Ne este de folos orice informație primită de la cetățeni și în orice caz de dispariție solicităm sprijinul persoanelor care pot oferi informații. Oamenii nu trebuie să se teamă, întrucât orice informație este utilă, iar identitatea lor este protejată în fiecare situație. Am constatat, studiind documentele din acest caz, că au fost oameni care au sesizat la un moment dat și au comunicat poliției o posibilă apariție a acelui dispărut undeva într-o localitate. Polițiștii au mers imediat și au verificat, nu s-au confirmat. Dar este de salutat această inițiativă civică, este firesc. O familie e disperată, vrea să-și găsească membru, copilul, cei doi părinți. Unul dintre ei chiar s-a stins de supărare, spune mama adoptivă. Cei doi părinți voiau să-l regăsească și atunci au acceptat ca fotografia lui să fie făcută publică, dispariția să fie publică, în așa fel încât cei care au habar de ceva despre el, au o informație cât de mică, să o comunice poliției. Sprijinul acordat de către populație. Poliției, în astfel de situații, este de mare ajutor anchetei și poate soluționa un astfel de dosar foarte repede, de cele mai multe ori în mod pozitiv. Au fost copii care au plecat voluntari, au fost persoane care și-au pierdut memoria în urma unui traumatism și nu mai știu cine sunt, nu știu de unde vin. Dacă există oameni care au habar de ceva, de o informație cât de mică despre acest om sau despre cei declarați dispăruți, să anunțe la poliție, pentru că aceste informații sunt esențiale în dosarele de dispariție. Dacă l-ați văzut pe Sergiu în tot acest răstimp sau aveți orice informație legată de el, vă rugăm să ne scrieți, fie pe adresa de e-mail a emisiunii, fie pe pagina noastră de Facebook, Dispăruți fără urmă.
ajutați-ne să îl găsim pe Sergiu.